Salut și bine ați revenit la PsiConfig. În acest tutorial o să vă arăt cum putem să ne facem un subdomeniu gratuit când avem IP dinamic. În tutorialul trecut am făcut un album pe care l-am pus pe internet și adresa albumului acelui era IP-ul nostru, care nu era prea frumos la vedere. Erau practic niște numere, dacă vrem să-l dăm cuiva, o să zic că ce este acesta, cum să fie un site sau un album foto. Și astăzi o să punem o adresă. Pentru început mergem pe Google și scriem NoIP. NoIP. Este primul rezultat. Dăm click pe el. Și va trebui să ne facem un cont. Mergem la login și dăm pe register, să ne înregistrăm. Trecem o adresă validă de e-mail. O parolă pe care o să o confirmăm. Aici ne punem niște date, nu e obligatoriu să fie reale. Selectăm o întrebare de securitate. Am pus și o dată la întâmplare, acceptăm și create my account. Lăsăm Firefox-ul să ne țină minte parola. Nu am introdus bine data. Și acum a mers. Ne zice că ne-a trimis un mail de confirmare. Haideți să mergem în adresa de mail. Mergem în inbox. Avem mailul. Ăsta este emailul. Și acesta este linkul de confirmare, dăm pe el. Și ne s-a confirmat accountul, account confirmated. Acum haide să ne logăm. Dăm login. Sunt datele deja băgate de Firefox. Și ne-am logat. Mergem pe host, add a host. Selectăm un host name. Facem album foto. De aici selectăm cum o să arate. Astea sunt domenii gratuite. Zicem noip.info. Aici el ne-a băgat deja IP-ul. Lăsăm așa. Și dăm create host. Există acest host. Hai să scriem și un test în fața lui. Test album foto, dăm create și ni l-a creat. Acum mergem aici în partea stângă pe download client, apăsăm, selectăm sistemul de operare, în cazul meu Windows, și dăm download. Așteptăm puțin. Download now. Salvăm, ghidem, wow. Și dăm dublu click, run, next, debifez eu aici, next și finish. Puteți bifa să nu vă mai apară acest splash. Aici trebuie să ne introducem datele cu care ne-am logat.
Și dăm OK. Așteptăm puțin. După cum vedeți, ne-a apărut subdomeniul pe care l-am făcut. Îl bifăm. Așteptăm și gata. La option nu avem ce face, doar să bifăm aici run on startup. Este bine să pornească în startup sau să pornească ca un serviciu de sistem, dar acolo nu mai trebuie. La connection nu, doar dacă folosiți proxy nu. Și atât, OK. Și atât. Îl închidem, el s-a dus în bară, jos. Și acum să vedem dacă a funcționat. Deschidem un browser. Adresa albumului pe care l-am creat în tutorial trecut era până acum IP-ul / test, pentru că așa se numea albumul. Acum ar trebui să fie subdomeniul pe care l-am ales noi / test. Deci ar trebui să fie test album photo .noip.info / test. După cum vedeți, funcționează. Haideți să vă arăt și prin IP. IP-ul e 79.112. Merge și prin IP și prin subdomeniu. Este mult mai bine cu subdomeniu decât cu IP. Vă alegeți voi ce subdomeniu vreți. Ați văzut că aveți de unde alege. Cam atât cu acest tutorial. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept la celelalte tutoriale. La revedere!